strade poco ci porta un turbo rucksack. Johnny Test! Storia di lui e baglia nu mai prostiu in cap. DJ. Prieten foarte, foarte bun, ca un 3-4. Eu am pierdut vreo 3-4 în ultimul timp. Nu că n-am murit. Știu. Ia călca mașina. Bă, semen cu Celentano. A? Semen cu Celentano. A, bine, dacă eu luăm așa direct, tu ești Arsenie. Nu Celentano, mă, cum îl, nu Celentano, mă, cum îl cheam pe ăla? Nu, mă. A, Ardiles. Nu, mă. Celentano. Nu, Bobiță. Nu, nu Bobiță, mă. A, ăla altul, un alt. Who's that Pokemon? Rață, mă. It's ăla. Gianni, mă. A, ăla-i, mă. Ai bărbat? Nu. Pot să fiu eu? A? Nope. Cum te cheamă? Poftim? Coneacu. Coneacu? Colacu. Colacu? Conacu. Conacu? Coneacu. Coneacu? Ce culo? Cât am? 23-24. Atât crezi tu? Așa pare. Ești bine pe creier. Și câți am de fapt? Cum? Cât am de fapt? 48. Le dau, hai. Ce faci? Ce faci? Eu bine, mă, frate, tu ce faci? Da, eu nu te mai aud. Nu te mai aud. Gen, astea-s ca să te aud. Acum te aud. Acum te aud. Zi, mă, prietene. Aia zic. Kobe. Kobe, Kobe Bryant, yes. Te pup, moișul meu, te pup. E gagica ta? Nu, frate, suntem prieteni și vorbim. Înseamnă că e gagica mea de acum. Dar tu de ce? Care-i duma cu ea? Băi, nici o duma, frate. Eu prieten a venit din Italia și trebuie să-l vedem și noi. Are bani. Rămân salut. Fidelă de data asta. Rămâi fidelă? Sincer, sincer, acum vrei să fiu direct? Spune, dar... Arăți un pic așa, fidea. Pup? M-a sunat fratele meu Shelly, că dacă vreau să fac o piesă cu el și cu Abby, n-am, sunt live, n-am... Data viitoare, când mă duceți la seara urmă, să-mi dați mesaj în timp. Pa, Paul! Ești pe live? Sunt pe lângă. Bă, eu am 1.78, un pic mai mic ca tine. A, perfect! E bine, nu? E perfect! De ce e bine? Îți plac băieții cu burtă? Da. Îți plac ea cu pătrățele. Nu-ți plac ea cu pătrățele, nu? Nu? Nu. Aia zic. Păi. Eu stau pe Petricani. Păi și stau pe Petricani. Eu stau în Dacia. A, aproape. Solența? Nu, Dacia. A? Dacia. Păi, Logan, Duster, Solența. Un noroc, băieții. Spectacol. Wow! Cine ești, mă, un catajul? N-auzi, dar iartă-mă că spun, dar tu mănânci tot ce gătești, că pari. Ești cam mare. Un pahar plin. Ia uite-l pe Iscrențul. Ce zici? Ce să zic, frate? Da. Așa ar arăta Iscrențul dacă se lasă de YouTube și se apucă de salahorie. O, Fabian, m-auzi? Da, spune. Spune-mi puțin dacă ai avut vreo treabă zilele astea. Gen, ai o lucrare. O lucrare? Ai avut vreo lucrare? Un fond. Nu. Da? N-ai nicio butelie pe acasă? Care nu e a ta? Da. De-aia cu gât. Abia și de-aia cu gât. Cu gât. Nu fi bulanciu. Ascultă-mă puțin. Că nu, e... că e, oricum. Ascultă-mă puțin. Vezi că omul știe. Ca să-ți zic pe aia bună. Hai că acum nu ne-am auzit. Stai așa că am închis asta. Fete-mi tăi aici. Ți-o zic pe aia bună. Omul vezi că știe. Te-a văzut, are camere, are camere și auzi un pic aici cum vine treaba. Dacă ai făcut treaba asta, aduci butelie la mine, niciuna. Butelie albastră? Da, cu gât, aia, cu gât. Da. Mi-o dai mie, că niciuna cu aia. Hai, te pup, bă, aia. Te pup, mersi. Legem închis, da?
Gata, am vorbit cu el. Nu-i la el mâncați. Nu-i la el. Că am vorbit... Nu-i la el. Păi nu-i la el, că o să fie la tine. Dar ce să facă la mine? Că eu n-am butelia. În popândău, îmi fur butelia? Că ți ești p***a, am luat canapea asta. Fut-o de gură de bucăit. Vrei să faci cheie? Dacă vii la București, te decimez. Mă aștepți 2 ore? Ce? Mă aștepți 2 ore? Și 3. Ai mai pățit-o de asta? Da. Păi ce defilai pe plajă, mă! Burta înainte. Nu, nebunule. Eu am fost în apă și mă fluiera Salvamaru și tu făceai așa. Tu, burtă? Cine are burtă, tu? Nu. Tu ești bine făcut, nu mai zice la nimeni că ai burtă, stai cu minte. Stai cu minte, Jeane, ai nebunit. Da. Dacă te tăbăra Salvamaru la să mordă, fugeai. Ce să mă tăbere, mă, că îl bătea vântul, era din cutia de chibrituri, noroc că avea și el un fluier de era auzit. Dacă te tăbăra la să mordă, fugeai mă până tabere. În Novodar. Băi, să mor dacă minte, era unul, așa avea brațele, bă. Așa avea brațele, să mor dacă te minte, și nebun era. Ce-a fluierat? Și nebun, și am eu o mapă, i-am făcut așa și mi-a vorbit de rău să mor, că dacă eram lângă el acolo, nu mai îmi zicea de rău. Ai nebunit? I-a zis Dorian să nu te bată, mă, prostule. Bă, zic că... Întreabă-l pe Dorian, că i-a zis și la aia de la club, i-a zis, lăsați-l în pace pe ăsta, ascultă-l pe fratele tău. Bă, nebunit! Bă. Așa s-a întâmplat, zic sincer, așa s-a întâmplat? Întreabă-l pe Dorian. Game, mai Dorian făcea... I-a rugat pe ea să nu mă bată? Coie, da, am pus la ei și ziceam, bă, coie, lăsați-l ca bușel un pic mai mult, dar e prietenul nostru, dacă face prostii, luăm noi. Păi, ești nebun, făceai numai așa. Să ai grijă de tine, frate, că mi-am luat parbrizul. Da, azi să vii să-mi sunești și mie poarta, că s-a rupt la mama, la mama. Ce să vă zic? Stai că mi-o trezești pe mătușe mea, calma-te! Nu trebuie să-l fășit, băi, și dar vezi că, uite, să-ți țin golul. Meriți? Nu, că se schimbă singur. A, da? Niciodată. Du-te, dracu! Bă! Dă-te, mă, m-a, mea! Și unde? În gură. Marș, mă. Le-am luat? Știu și o mașină. Okay. Mașină, știu și o de asta. Ia. Ai că da. Ah, te-ai. Mariane. Pentru cine? E o piesă de dragoste pentru o fată. Hai, piesa pentru părinții lui Imogen, hai. Te iubesc, vreau să fii soția mea, eu te iubesc. Hai. Asta. Accident, chemați medicul. Uși că e Nuzret să fac așa. Cine, mă? Nuzret, mă. Nuzret? Nu știi pe Nuzret? Nu. Cum nu știi pe Nuzret? Cine, mă, Nuzret? Era, mă, bucătarea mea. Direct, uite-te în cameră, direct el. Mă rog. Bă, o să moară, Fabio. Spălați-mă cu clor. Ești ruină în gură să-mi fac. Deci că am curățat ăsta asfaltul și-am... Spălați-mă cu clor la ochi. Spălați-mă cu clor și nu mai mâncați pietre. Și noi din București. Ne-am mutat acum, recent. Împreună. Nu stăm împreună. Ba da. Ba nu. Ba da. Glumește. Și-o dorm cu el. Nu dorme cu mine, eu dorm singur. Ce faci din cauza că eu dorm cu el, ia uite. Bă, dar voi cât sunteți, mă, acolo? 6, 7, 8, mai sunt unul și cum sunt plecați 2, 3. 7 copii, 6 copii, 7 copii. Ce mi-ai făcut? M-am așezat pe un cot. Vai de viața mea, nu cred așa ceva. Mă, am crezut că a făcut scurt, bă, băiatul meu. Și eu am zis gata, m-a dus pe bulgă. Am zis că a făcut scurt. Da, frate. Da, bine, mă, frate meu. Atunci dacă vrei pe cineva să te... Bă, ușor că parte scalatorul. Bă, omă, că se rup scaunile, bă! Cum te cheamă? Carina. 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 Na. La ce cari? Poftim. Zic, de unde ești din Craiova? Nu vezi face schimb de loc? Din Rovine. Nu. Din? De la Rovine, de la bătălia cu Mihai Viteazul din 1985 și Hrebenciuc. S-a bătut aia acolo. Bă, cu tremur atunci. Da. Da. Au urmărit o hunii. Bă, e puțin mai exhaustiv dintr-o punct de vedere a opicuității. Da, da, e cu universul Calvin, că altfel nu. Da, normal, normal.
Ne prindeți la spovedanie și pe noi? Hristos a înviat! Adevărat s-a înălțat, mămică! Doamnă, vă rog eu frumos, plătesc eu tot, da? Numai mă duc să pregătesc banii, aduc banii. Ajutați-l, vă rog eu frumos, da? Da! Vamos! Care e cel mai mic păcat? Eu... am mințit. Bă, nu e așa păcat. Eu... am mințit mai mult. Nici așa nu e păcat. Eu, de fapt, nu am sindromul Tourette. Consumă mult, a? Sunt benzinari. Bă, sunt nu, benzinari. Bă, nu, e Andrei Papă și ăsta al meu e... Oamenii mei ce fac? Bă, dă-te-n p***, Coie. Coie, ești nebun? Coie, cum s-a schimbat ăsta? Nu știu. Deci fază reală. Uitau-te pubră, nu știu cine ești. Reală, reală, da? Merg cu Andrei la un seminar. În pis de la UCA. Exact. Și seminarul ăla... Vine proful în clasă și ne zice, bă, aveți chef de oră? Și noi zicem, încă nu. Și omul zice, hai să vă zic un banc. Bun. Ha? Și fiți atenți aici. Banc. Că mă, că aud și eu. Da? Hai spus. Unu avea familie, copii, toate cele, iese afară omul să facă cumpărăturile la piață, ok? Îl vede pe unul că citește un bilet, se aruncă în fața tramvaiului și se omoară. Mama, nebunită ăla. Ia biletul, bagă în buzunar. Se duce acasă la nevastă, supărat așa și a luat biletul ăla. Știi, nevastă, uite ce mi s-a întâmplat. Ce? Uite, unul în fața la tramvai, a citit biletul ăsta și s-a aruncat în fața tramvaiului și gata. Panică pe nevastă, să ia biletul. Du-te, mă, cu prostiile tale, citește aia biletul, se aruncă pe geam. Mama, nebunit ăsta. Vai de capul meu ce fac. Cheamă poliția, vine poliția. Îi zice la polițist, domne, uite cum s-a întâmplat, polițistul, nu, domne, du-te că tu ai omorât-o, că... Nu, domne, uite cu biletul ăsta, ok, citește polițistul biletul, scoate pistolul și-și trage un glonț în cap. Păi ești nebun! Mama, nebunit lumea pe acolo. Ăsta supărat, necăjit, bă, ce fac, ce să... Și-a luat toate economiile din casă și s-a dus pe o croazieră din asta, pe un vas de lux. Ajunge omul pe vas acolo, stătea la o masă, supărat... Vine fata aia de se ocupă cu, na, cu alte băutura, chestii. Ce aveți, domnule, că vă văd supărat? Că ce să fac, doamnă, sunt foarte supărat că... Uitați, am găsit biletul ăsta, s-a aruncat unul în fața tramvaiului, i-am dus la nevastă, s-a omorât nevastă mea. Bă, polițistul, nu știu ce, du-te, domne, asta e vrăjeală, dă, ia de biletul ăla. Ăla, nu, doamnă, nu-l citiți, nu știu ce, citește aia, biletul s-aruncă peste bord. Mamă, ăsta ne... Tași. Bă, frățiorul meu, și vine ăsta, vine capitanul vasului. Domne, ce faci? Îmi omori aici echipajul. Cum îți permiți așa ceva să-mi omori echipajul? Da, domne, uite că e cu biletul. Iartă-mă, chiar n-am vrut. Crede-mă că și eu sunt supărat, sunt cu nervii la pământ. La du-te, mă, ia biletul din mână, citește capitanul. Își bagă, nu știu ce, a găsit o sabie pe acolo. Și taie gâtul să mă moară și pe capitanul. Fai de capul meu, nebunit ăsta. Merge vasul așa cam o oră. Ăsta era panicat, nu știa, bă, să citesc biletul, să nu-l citesc mie că mă omor și eu. Se lovește vasul de un iceberg, mă, în cava și gura voastră și începe furtuna afară, nebunie, ăsta s-a panicat. A început vasul să se scufunde, ăsta era pe catarg acolo sus, era panicat și a zis, bă, dacă tot ne scufundăm și murim, ba picioarele, citesc biletul, că oricum nu mai are nimic de pierdut. Și era acolo în ultimă suflare, sus pe catarg și scoate biletul, l-avea în buzunar aici, știi, scoate biletul din buzunar, bă, în cava și când l-a deschis... El a luat vântul de mână. Ha, nebunit. Biletul tău. Da, mamă, lui de bilet. Și gândiți-vă că nouă ni l-a zis la timp de o oră mâncava și gura voastră. Timp de o oră. Eu l-am zis așa, pe scurt. Ai rău un pic așa. Eu mă, ce p***. Iar Nelly. Hai, fătea. Pare rău că apar așa târziu. N-am stat să pierd vremea asta să scriu. Yeah, 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 yeah. Coaie, fac asta de cum o știu. Știi bine că sunt scandalagiu.